Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă. Din nou, invitatul vieților transformate este domnul Puiu Costel Ștefan, stimați ascultători. Probabil că vă amintiți din cele două episoade anterioare, domnul Puiu, la vârsta de 37 de ani, a orbit într-o singură zi. <coughs> În timp de șapte ore, vederea a început să îi se degenereze, să culorile să se estompeze, să vadă doar alb-negru și apoi să nu mai vadă deloc. Uh, avea 37 de ani, era zidar șamotor punea agresie, faianță, vedea să facă lucruri de mare finețe era căsătorit, avea doi copii uh, dar nu era pocăit și uh, avea un obicei să-i spun uh, mamei uh, lui care era pocăită și care îl cam bătea la cap cu Biblia și cu pocăința. Dumnezeu și cu pocăința să-i spună să nu te mai văd în ochi pe tine și cu Biblia ta cu tot. Să dispar din fața ochilor mei și tu și Biblia. Să dispar din fața ochilor mei și tu și Biblia și din... Așa s-a și -a întâmplat. Nenorocire, așa s-a și -a întâmplat, exact ce a spus. Aveți grijă, stimați ascultători. Ce cuvinte scoateți pe gură? Pentru dumneavoastră sau pentru cei din jur? Mai ales părinții Mai sunt oameni care zic să mă trăznească Dumnezeu sau da. să debate Dumnezeu. Sau, sau ești un zis. handicapat. Da. La copiilor da. și devine un handicapat. Exact. Da. Aveți grijă ce cuvinte scoateți pe gură. Uh, domnule Puiu, uh, aș vrea foarte pe scurt să, să recapitulăm ce am discutat în cele două episoade anterioare, și astăzi să discutăm despre experiențe pe care le-ați avut cu Dumnezeu. Deci am spus astăzi, ce s-a întâmplat în uh, 2005 la sfârșitul noiembrie, când mi-am pierdut vederea, am fost împotrivitor Domnului și pocăinței și n-am vrut să aud despre pocăința, că mama mea s-a înturat Domnul cu 24 de ani. Tare împotrivitor a fost până în ziua aceea când mi-am pierdut vederea, când el m-a zdrobit, să spun așa, Domnul și m-a făcut să înțeleg că el mă vrea cu gelozie și să, dintr-un om plin de patim și de pofte, să fiu un om schimbat total și cu o viziune nouă și Ați agresat-o verbal pe mama dumneavoastră. De, da. Foarte mult. Vorbeam uh, foarte urât cu ea, foarte urât. Și spuneam adesea, când ea voia să vorbească din Biblie, să dispar din fața ochilor mei și tu și Biblia. Asta i-am spus-o de atâtea ori și cuvântul ăsta m-a umărit mult după ce mi-am pierdut vederea. Partea interesantă este că nu considerați această orbire nu. fizică. Eu Eu binecuvântare nu, și nu o Pot să... Ajut mulți oameni și să le vorbesc despre Domnul Isus și despre împăcarea cu El, că la lucrul acesta ne-a împăcat Domnul, ne-a chemat Dumnezeu să ne împăcăm cu El. Dacă v-ar spune Dumnezeu, îți dau vederea înapoi, dar nu mai ai niciun fel de putere din punct de vedere spiritual. Ce-ați alege? Aș alege să rămân așa. Să rămâneți orb? Da. Nu, iubesc atât de mult lucrarea care Domnul mi-a dat-o și lucrurile acestea. Eu am întrebat mulți, puiul dacă alege să scape de vederea, să-ți vezi soția, să vezi al meu, m-a să mă lase să văd puțin familia și apoi să mă lase să lucrez în continuu pentru el, decât să-mi pierd mântuirea. Că zice, ce alegi? Eu aleg lucrul acesta, lucru care iubesc lucrul acesta, să lucrez pentru Dumnezeu. Și ce ar folosi unui om să câștige toată, toată lumea, lumea dacă și-ar pierde, pierde sufletul? Eu pot să-mi scap vederea și să mă întorc înapoi de unde am venit. Doamne, Ferește. Și eu nu vreau asta. Spuneți-ne despre experiențele pe care le-ați avut cu Dumnezeu. Au fost oameni care s-au vindecat. vindecat da. Și s-au întâmplat niște lucruri care, datorită acestor lucruri, să știți, mi-a dat putere să merg înainte. Pentru că m-aș fi prăbușit, mi-aș fi pe mințile. E foarte greu să știi că ea mai vede și să nu mai poți vedea cerul albastru și nu, să nu poți vedea. Să devii orm într-o singură zi. Da. M-aș bucura acum să văd o, o piatră sau să, să mă uit la ea, să-i văd. Dar, nu știu sunt niște lucruri care tare mi este dor să le văd și mă dau seama soția copiii mi atât de dor de, de, multe ori vin acasă și îl prind pe cel mic că el a fost ultimul om care a văzut îl iau în brațe, îl pipă de sus până jos și îmi lipesc fruntea de fruntea lui și mă joc și mă uit în ochii lui chiar dacă nu-i văd și el mă întreabă tati, tu mă vezi? zic tati, eu te văd cu inima zic eu, le spun mult la oameni ai grijă tu care azi te-ai ridicat din pat și ai văzut lumina de afară, mulțumește Domnului că ai văzut-o picioarele s-au mișcat, mâinile s-au mișcat, gura vorbește, urechea audă, inima în piept să-ți bate. Mulțumește domnului zilnic pentru aceasta. Să nu te ridici din pat, că te pui pe genunchi, roagă-te și spune mulțumesc că m-ai lăsat să le văd pe toate astea. Foarte interesant ce spuneați. V-ați bucura să vedeți o piatră. O piatră, da. Necum familia, soția, copiii. Ah. Și probabil cei mai mulți dintre ascultătorii noștri văd pietre în fiecare zi, dar eu le spun inima le rămâne de piatră față de le Dumnezeu. Le rămâne de piatră față de Dumnezeu. Eu zic, numai să duc că se, uite uită în ochi la copilașilor. Îți mulțumesc, Doamne, că pot să văd ochișorii la copilul meu. Eu nu pot să-i Spuneți-ne despre oameni care s-au vindecat. vindecat. și care au fost atinși de Dumnezeu. La noi, la doar, m-au chemat la Nandru. Pui, eu vină că femeia asta ai bolnavă de cancer, metastază. Hai să te rogi pentru ea. Uh, nu mai merge de 9 luni pe picioare. Au adus-o cu doi, doi bărbați cu tot cu scaun în adunare să ne rugăm pentru ea. Acolo la Nandru, uh, cancer metasează de pe piept, deci până jos la picioare, să carne la suprafață. Uh, mirosea îngrozitor, era un schelet pe morfin, era deja. Medicii mai dădus câteva zile de viață. Carne putrezită la suprafața pielii? Deci, ipotezisă carnea. Nu dar se putea intra de în, în camera respectivă. Poftim? Nu se putea intra de miros. Eram într-o bisericuță, în, în antru. Acolo a dus o în biserică, au dus o de frații. Nu se putea intra de miros. În vai în... de mine, groaznic miros. Închipuiți-vă. Putezește carnea. la. Și am intrat în rugăciune pentru ea. Două ore. Nu ne-am oprit din rugăciune. Am simțit puterea aceasta despre care v-am vorbit și în episodul trecut. Uh, puterea aceasta de, de vindecare, că Domnul Iisus când s-a atins femeia aceea de el, am simțit că din mine ia o putere. Așa simt și eu exact lucrul acesta când mă rog, nu mă pot compara, Doamne, rește, că știți, este femeia care ne-a după Domnul Iisus și ucenicii repede, Doamne, dă drumul găstigă după noi, scrie acolo cuvântul. Și eu zic adesea multe după istiga. Așa ne place nouă să ne dăm importanță că noi predicăm, noi prorocim, noi vindecăm, noi nu facem nimic. Iisus Hristos face totul la Lui să fie toată slava. Pentru ce vorbesc, nu poți lua nici măcar 1% din slava Lui Dumnezeu. Și ne-a rugat două ore, după două ore femeia s-a ridicat în picioare. În două zile tumorile s-au uscat pe trupul ei. În șapte zile s-a curățat cu un coaja de pe o rană. Nu mai rămas nimic, trupul ei vindicat, sunt șase ani atunci. Femeia este vindecată și astăzi. Într-un Ce lucruri... au spus medicii? Ha, ha, e un șoc. E un șoc, dar lucrurile astea se întâmplă, medicii știu asta. Medicii știu multe, mult, medicii au văzut multe minuni în, în spitalele lor și totuși tăgăduiesc puterea, că scrie în Biblie, tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu. Scrie cuvântul ăsta în Biblie. Totul e scris în Biblie. Dacă vrei să încerci de scripturile, pentru că acolo este totul. Biblia te face mai înțelept. Cineva să primească cuvântul acesta, că toate școlile acestea sunt bune. Nici nu pot, pot spune că nu sunt, dar cuvântul lui Dumnezeu te luminează și eu am experimentat lucruri incredibile de când cunosc Biblia. Cunosc Biblia, că o ascult și îmi plac predicile și încerc să asimilez cât pot de mult din cuvânt. Vreau să vorbesc despre un alt caz. Silaghi se numește, o femeie de anul din Hunedoara. E mărturie în biserică la noi. 14 ani insulină, 4 pe zi patru insuline pe zi făcea femeia aceasta. Eram de față într-un cer de rugăciune, când la rugăciune pur și simplu femeia a fost ridicată de la podea. Mai mulți frați, erau aproape 20 de oameni, se uitau la femeia asta cum plutea peste parchet, era ridicată la o palmă de parchet. Pur și simplu plutea, levitat deasupra, levitat deasupra parchetului. Puterea Dumnezeu a -o și o vindecat-o. Ea s-a simțit când și din cer de rugăciune, a zis, ceva mi s-a întâmplat, bolnavă de diabet. S-a dus acasă, s-a pus să culce, a zis, a oboseară, așa, o zis că simțea o boseală așa dintr-o dată. S-a pus în pat și o văzut în vis pe Domnul Isus îmbrăcat în haine -albe. O vin lângă pat și o zis, ia uite -te pe noptiera de lângă patul tău, ce aici? Păi zice, ea, insulina. Zice, uite ce am făcut azi pentru tine. Eu luat insulina în vis, și-o pus -o într-un sac și-o pleca cu ea. <laughs> și s-a dezit femeia și-a luat glicemia, glicemia e normală. Din ziua de... până astăzi sunt cinci ani jumate. Femeia e vindecată și astăzi, Silaghi. E la noi în biserică. Vreau să zic de o locale din Tacoma, din Statele Unite, în 2013. Noapte de rugăciune au fost prelungită, seara de rugăciune prelungită și au venit în față mai mulți oameni. O soră, Olea, din Republica Moldova, cu tumoare pe pancreas luni era programată pentru operație. Deci vine seara o Când au dus-o, au pus-o pe baza dovezilor medicale și aveau, au pus-o pe masă și o, tă -o tăiat -o. În America te faci milionar peste noapte la o astfel de gafă. Când au desfăcut-o, nu au mai găsit tumoarea. Atât de șocată de echipa de chirurgi au închis, o au dus -o în salon și s-au dus la ea și au spus, nu știu ce s-a întâmplat, ne pare rău, dar n-am mai găsit tumoare. Femeia care era o femeie cu adevărat pucăită. Plângând, I-a dat în judecată? Nu. Plângând, au zis, știi ce? Am îngăduit Dumnezeu să mă tăiați voi ca să vedeți minunea cu ochii voștri. Pentru că am fost în numă cu trei zile la rugăciune, a fost acolo o putere care s-a coborât și Dumnezeu m-a vindecat. El a luat -o Și, voi, și din echipa de chirurgi erau și pocăiți. Că vă spun ceva, în America sunt foarte mulți baptiști și care sunt în ortodoxi și găsești puțini. Foarte puțin. Am mers în toate statele, aproape în Statele Unite, în biserici. E plină spitale de frați baptiști, creștini, pe Evanghelie, adventiști, pedicostani. Așa. Vreau să vă vorbesc de aceeași biserică, în noaptea aceea. Niște părinți tineri au adus o fetiță oarbă de 8 luni. Deci lucrarea asta atâta mi-a dat mie o nădejde. Au dus fetița acasă, mama o se că fetița tot întoarce capul după ea. O zi poate mi se pare. Și l-a chemat pe soț, pe sos și zice, uite ce face asta mică, parcă mă vede. Să nu-mi ziceți că Dumnezeu a folosit un orb ca să vindece un alt orb. Ba da. Știți ce a făcut tatăl? A luat o jucărie și a întins-o peste pătuț, dar fără să facă zgomot. Încet. Și o a plecat-o către fetiță și fetița a întins mâna după jucărie și a luat-o. O, luat -o. o țipat odată amândoi, s-o de numai și o dus, l sunat pe păstor și a zis, uite ce s-a întâmplat, domnul s-a atins de ochi la fetița noastră s-a dus la oftalmolog și s-a dovedit că fetița și o căpătat vederea la rugăciune. Medicii e, au spus, e o minune, dar acolo în Statele Unite mulți medici cred în minuni. Și baptiști de noștri și creștini cred că le-au trăit acolo. Și e, trebuie să ai o credință că se poate întâmpla cu acesta. În biserica unde e lui Mițoi, păstor, în Chicago, David Măgduț este asistentul lui. În 2011, când am fost prima oară în Statele Unite, în august, m-a chemat într-o casă la o soră pricop se ne rugăm pentru mai multe cauze, dar el a dus o pe o tânără Laura Budriș, verișoara lui. Era însărcinată în luna șapte. El era foarte e, preocupat să afle ce spune domnul la femeia asta. Ea n-a putut să țină sarcini. A pierdut în luna a doua, luna a treia sarcini. Și a mers la fratele lui Mițoi și a spus, fă-mi ungerea, să o duc sarcina următoare, să o duc până la capăt. Și a ajuns în luna a cinci, la început, s-a dus la ecograf. Medicul îi spune de urgență să dai copilul afară inima i s-a format pe două compartimente numai în loc de patru, iar creierul copilului este inundat în sânge. Va muri în pântecută, dar dacă se va naște, va fi o legumă. Un monstru. S-a dus la medici, erau tinerii șocați. Toți medicii au spus să facă avort de urgență, că și copilul este mal format. S-au dus acasă, au stat în poșt rugăciune o zi amândoi și apoi s-au dus la fratele păstorului lui Gimituri și au spus așa, noi nu facem avort. Dacă Dumnezeu o trebuie să ne dea o legumă să se facă voia lui, noi nu intervenim în lucru acesta. Fratele Mițu a spus așa, eu vă respect decizia, dar dați-ne voie, noi ca biserică, să vă ajutăm. De azi înainte, sora Laura Budri și toată biserica va intra în rugăciune necurmat, până vei naște, ca el să facă un miracol. O minune. Vă dați seama, asta era la în începutul lunei a cincea. Acum era luna a șaptea când eram în casa aceea la rugăciune și am uitat rugăciune. V-am spus uh, într-un episod uh, anterior despre lucrarea aceasta care o am cu fratele Vali de tălmăcire. Fratele Vali s-a dus către ea. Eu nici măcar nu știam că e gravidă. Nu vedeam. Auziți cuvântul care și pentru ea. Femeie, să nu mă faci neputincios. Eu am făcut modularele. eu am făcut inima, așteaptă să-i să, să lucrarea mâinilor mele. Toți țipau în casa aceea când au lucrarea. Mă duc, în inima lui, a zis așa. Păstor, pe de-a nostru, aveam și uh, semne de întrebare. De ce s-a întrebat asta? Pentru că noi spune că crede pe minuni. Și el spunea, n-are cum să se facă asta. El, el, cu ochii lui văzuse actele medicale. De la ea, Valiu a plecat direct către el, colegul meu. Și au zis ce cuvânt și la el. De ce te îndoiești în inima ta? Că și cu ochii tăi vei vedea mâna mea. Și tu însuți te vei bucura că mâna mea s-a întins ca medic. Incredibilă lucrarea a fost. Deci el a rămas șocat că i a descoperit ceea ce el gândea în inima lui. Vreau să vă spun că la 9 luni de zile, Laura ora și a dat naștere la un copil nota 10 la naștere. Niciun chiar de sânge pe creier, inima în loc de două compartimente avea patru. Frumos a fost că înainte cu o zi s-a făcut ecograf din nou. Înainte cu o zi să nască. Inima era tot pe două, tot două compartimente, tot pe jumătate, iar creierul, creierul era inundat tot în sânge. Eu vă întreb pe dumneavoastră, poate mă lămuriți, cine a făcut ca într-o singură zi inima să devină întreagă și să dispară tot sângele de pe creierul copilului? Dumnezeu lucrează. David Măduț s-a dus copilului lui la binecuvântare pe brațele lui, plângând și a spus, n-am să mai tăgăduiesc niciodată că puterea lui este mare și vindecă și astăzi. Vreau să vorbesc din uh, uh, Monica Cătinaș din Riverside, unde e Gabi Covaș păstor. În octombrie anul trecut, în 2013, a avut un vis trei nopți la rând. Un înger o vine la ea și o spus așa, spune la să se roage pentru tine când vine în casă la tine. Și m-a sunat în Hunedoara. Zic, Mon, eu o cunoșteam, zic, dar ce problemă ai? Vei afla când vii la mine. M-a băgat într-un ofis, în biroul ăla acolo, în ăsta, cu colegul meu cu Vali și zice, pune mâna pe spatele meu, puiu, aici sus, unde coloana la gât. Am dat de o gâlmă, am crezut că eu crescut ceva pe spate și zice, spune ea, nu mi-a crescut nimic, am o boală se numește cifoză și scolioză. Și zice, medicul meu a spus că boala este irreversibilă, este un ateu convins omul acela, și au zis că în câțiva ani voi fi cocoșată cu capul plecat la pământ. 37 de ani și ea. Am zis, Moni, să facă Domnul după credința ta, dacă crezi că Domnul te vinde, că El poate. Eu știu pe unul în Biblie care a făcut lucrul acesta. Domnul Iisus a mai deptat probleme de așa de oase. Da? Pe mine așa eram, parcă nu venea să cred ce, ce asta. Și am uitat rugăciune. Vreau să vă spun că a doua zi Monica Cătina și s din pat cu coloana perfect dreaptă. Dumnezeu a îndreptat oasă. Deci atât de mult a șocat lucrarea asta biserica, care o vedeau cum mergea, coșul pieptului avea tras înăuntru. Capul așa a plecat de deoparte. Când s-a dus la medicul ei, ăsta ateu, când au văzut asta cum e coloana ei, i-a spus, i -a spus, ea, spunea de multe ori că pe mine mă vindecă Domnul Iisus. Și ce zic medicul? Acum cred că Dumnezeu tău este cu adevărat. Viu și lucrează. Vorbesc din nou de lucrare din 2011. În ziua de 2 noiembrie, eu atunci împlineam șase ani de când mi-am pierdut Eram pe genunchi și mă rugam, eram în Arizona. Cu Vali, colegul ăsta meu și cu prezbiterul acesta pe joc Daniel, de trebuia să ne întâlnim cu trei bărbați din Arizona, Podobea, Ilioi, 1 și unul Zaharia. Să mergem toți șase într-o casă, la familia Cătinaș, care la vremea aceea era acolo, în, în Arizona locuiau, acum locuiesc în Los Angeles. Să luăm prânzul să ne întâlnim cu un bărbat, Gabi Covaș, păstor, care acum și el e în, în, Los Angeles. El era păstor atunci la Maranata, unde e fratele Nelu Filip, păstor. Și trebuia să ne întâlnim cu tânărul acesta. Eu nu mă rog niciodată să capă vederea. Eu mă rog numai să se facă voia lui în viața mea, dar din, la fiecare an când se întâmplă să se facă șase ani, șapte ani de când mi-am pierdut vederea, îi spun Domnului, Doamne, să nu uiți de mine. Te rog frumos. Și eram în casă acolo și am plecat la masă, să luăm masa și înainte să vină păstorul ăsta, Gabi, noi cei șase intrasem deja în casă, eu am un obicei când mă rog, iau Biblia, o deschid și pun degetul și frații citesc. Am pus degetul pe un verset Ezechiel 9 cu 2. E, oricine va citi, va găsi acolo un cuvânt, toți din casă au început să, să se bucure, păi acolo scria, iată șase oameni care vin de la miezul noapte cu uneltele lor de nimicire. Și în mijlocul lor a venit al șaptelea cu călimara, cu un de lemn eram bucuroși, când noi chiar șase bărbați din în casă. A venit și păstorul, zice, le-am spus ce cuvânt mi-a dat domnul din Biblie și zice el, incredibil. Azi dimineața m-am pus pe genunchi, am deschis Biblia, ochii mi-au căzut pe Ezechiel 9 cu 2. La fel. Și zice el, pui ce asta? Zic, poate domnul vrea să facă o minune. Ne pune la masă și din dată sună telefonul, n a mâncat. La unul din cei, cei șase care veniseră din grupul nostru. Daniel Podobea numele lui, din Bistiza. La celălalt capăt de la telefonului, un bărbat, un bunic, plângând. Frații de la doar mai sunt acolo. Spuneți-i să se roage pe nepotul meu, Caleb Teodorescu, care s-a necat. Toate ziarele din România și pe internet găsiți mărturia lui Teodorescu Ovidiu, tatăl copilului, cu copilașul acesta Caleb, care la vârsta de 2 ani jumate a căzut în piscină a fost găsit după jumătate de oră pe fundul piscinei la 3 metri adâncime. Mama însărcinată, Miela, a sărit după el. Nu vă spun ce scenă, când povestea femeia aceasta, te scutura de să-ți găsești pur un copil pe fundul apei. Când ne-au spus asta, vă dați seama că n-am mai putut mânca, am imitat în rugăciune. Și Domnul mi-a dat un mesaj profetic. Copilul era deja dus la spital. Rețineți, mama, când l-a scos din piscină, au venit paramedici, au început să resusciteze el a stat copilul peste jumătate de oră pe fundul apei. Oricine are noțiuni de medicină știe că de la două minute în sus trei creierul e terminat. Când medicii îl resuscitau pe copil, mama stătea cu mâinile pe prunc și au zis cum se ruga mama asta. De aia spun că rugăciunea mamei are putere. Plângând, țipând, spunea Doamne adună apoi Duhul de viață în copilul meu. Asta era singurul ei cuvânt care îl cerea. Și vreau să vă spun că după aproape jumătate de oră de resuscitat, medicii au reușit să repornească inima copilului. Era o problemă, nu puteau să se stabilizeze. Îi punea inima, se oprea. L-au dus la spital și l-au pus în perfuzii. Era în comă. Noi în casă, când ne-am rugat, Duhul Sfânt mi-a dat mie un mesaj și a spus așa, mergeți la spital, căci astăzi eu îmi voi poslăvi numele în cetate. Vă dați seama, bărbații cei care erau cu mine, nu mai vorbea niciunul. Mulți se întrebau, o vorbi Domnul sau nu o vorbi Domnul? Ne-am surit în mașină, o tăcere de mormânt. Eu simțeam apăsarea de mașină. Și n am spus, voi nu credeți că domnul meu mi-a dat cuvântul ăsta? Ba da, credem. Dar îi simțeam în glasurile lor tot. Eu, când deschizi gura, știu ce, ce este inima ta. Și zic, nu, nu credeți asta. Zic, uite ce facem. Drumul e lung până la clinică, acolo unde e copilul. Sunăm pe sora Florica Abrudan din Râșca, din Cluj, o femeie de 74 de ani. Ne rugăm să vedem ce iată domnul ei. Și o sun și spun, sora Florica la noapte în România. Am o cauză. Înaintea Domnului, te rog frumos, -te. Absolut nimic altceva împărț, nu am plus mi-am spus. Și înainte de a pe ușa spitalului, o sun pe sora asta. Și ce frate puiu, știi ce am văzut în vedere? Un băiețel mic pe care Domnul Iisus l-a băgat în haine albe. Și zice, o sta să uita puțin în ochii lui, s a plecat la o geantă, o scos o placă de aur și o pus lângă copil și o plecat. Și eram curioasă în vedere să văd ce cu placa de aur. M-am dus lângă ea și scria pe ea un cuvânt. Și zic, ce scria? viață. Vă spun că mi-au zis viață, am crezut că, că, că ies prin capota mașinii. Toți țipam, că erau pe un telefon de ăsta, iPhone dat pe speaker, țipam toți, nu ne mai puteam controla. De, de vederea incredibilă pe care a avut o femeie asta. V Vă dați seama acum, credința noi a crescut dintr-o dată, am în salon, scena era zguduitoare. Frații care vedeau, copilul era plin de furtune, mama Țipat de nu o puteai controla, asistentele acolo care erau la terapie intensivă Acolo te lasă să te rogi oriunde, nu nu sunt ca la noi așa stricte Și plângeau și ele, polițaiul la ușă care aștepta dacă murea copilul Îi lua toți copiii la femeia asta, plângea și el Toți frații, la fel, lacrimi acolo, scena era zguduitoare Și amintat în rugăciune pentru copil Gabi ce a făcut unge la copil El a văzut o lucrare în țară, în România Domnul vorbit vorbit așa, la întoarcerea ta acasă în America, prin mâinile tale voi învia un copil mort. Așa a avut cuvânt el. Așa a avut cuvânt și așa s-a întâmplat. Eu făcut ungerea și am în rugăciune. În timp ce ne rugam, în stânga mea am simțit ca un curent de aer cald. M-am întors să văd în vedere ce este. Era un zid alb și s-a decupat zidul, s-a făcut o ușă și pe ușă a intrat personal Domnul Isus. I-am văzut palmele străpunse, din palme au început să picure sânge și am dreptat mâinile spre copil, vârful degetului spre copil, la o distanță de copil, era cam de 3 metri de copil, dar din degetele lui din vârf am văzut o lumină puternică, ca niște lasere care s-au unit într-un fel de păturică albă, o acoperit copilul de sus până jos. Și începea să miște păturica ca și cum era valuri pe el. Așa se mișca, deci că era vie păturica aia. Și m-am uitat între păturică și pieptul copilului, o, cam o distanță de 20 de centimetri. Niște, că, ca un fel de capac erau, lovea pieptul copilului în zona plămânilor și s-a mutat și s-au lipit capacele acelea de tâmplă. Le-am mutat în vedenie și m-am uitat, eram așa șocat de vedenia aceasta și m-am uitat la Domnul Iisus, nu mai era lângă uh, cu mâinile întinse, era la o masă zâmbind, scria pe o coală de hârtie uh, aprobat. cererea noastră era aprobată și mi-a făcut semn zâmbind să mă uit la copil. că m-am uitat la copil, nu mai era păturica pe el, dispăruse și capacele acelea în vedenie a văzut un fluture galben mare, cu aripile și-o desfăcut, aripile și-o zburat pe copil. În vedenie, întotdeauna fluture galben înseamnă duhul morții. A plecat, vreau să vă spun că în secunda aceea copilul a început să respire. Toate organele și-au reluat funcțiile, tatăl Ovidiu a venit și el de pe tircă, că pe un camion, a venit și el acolo la spital, uh, medicul a spus așa, frate baptist, dar nu era, <laughs> medicul, și zice, da, copilul și-o relată de funcțiile, organele au început să lucreze, zice dar uh, uh, creierul e terminat. A stat pe mult sub apă, îmi pare rău că vă spun asta și tatăl Ovidiu, care și el e proroc, s-a dus la medic și a spus, uite-te în ochii mei, de astăzi în șase zile copilul meu va fi acasă sănătos. Domnul mi-a vorbit de încercarea asta. De azi în șase zile copilul va fi acasă sănătos. Medicul a zis, amin, să fie așa cum spui tu, dar eu știu ce, ce am medical. Vineri a fost accidentul duminică între programe, când au fost la biserică în Happy Valley și acolo, de acolo în membrii ei, au dus copilul să facă remene la creier. Nici o leziune pe creier nu s-a găsit la copil. Asta a fost un șoc pentru, pentru, toți medicii. Știți care era frumusețea lucrării? Că copilul era puțin bâlbuit. Avea vorbirea greoaie. Când, donul, când copilul a revenit la viață, nu mai avea vorbirea greoaie. Domnul nu își împarte slava nici cu oameni, nici cu proroci sau cu păstori. Nu, toată slava este a lui. Domnul i-a dat viața la copilul acesta. Copilul este astăzi sănătos, cântă de, de mama focului. Așa e incredibil ce s-a întâmplat cu familia aceasta. O mărturie a fost dată la toate canalele de televiziune din România. Canal D, Pro TV, Antena 1. spun ziare din Arizona, din Statele Unite, au spus miracolul din Phoenix. Slăvit să fie Dumnezeu Amin. care face minuni, care este același Isus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Amin. Slăviți să fie numele Lui. Vă mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce ați împărtășit cu noi. Vă reamintesc, stimați ascultători, invitatul nostru de astăzi și din două episoade anterioare, deci pe parcursul a trei episoade, a fost domnul Puiu Costel Ștefan. Am vorbit despre întoarcerea Lui la Dumnezeu, despre uh, faptul că într-o singură zi și-a pierdut vederea, acum este nevăzător, uh, și despre minunile pe care Dumnezeu le face doar dacă avem credință, cât un mm. de muștar. Deci, pot să mai spun ceva? Vă rog. Am fost martor de la diabet, osteoporoză, oase rupte, cancer metastază, nenumărate cazuri, vă spun, de cancer cel puțin extraordinar cu donorul ca la partea aceasta. E... Lucrul care se întâmplă și astăzi. Eu l am expert. Eu însumi am avut cancer la gât. O tumoare în gât. Și la rugăciune, o femeie a văzut o vedenie, cum s-a desfăcut de pe gâtul meu, un șarpe cât degetul. O căzut jos, eu nu puteam să înghit saliva, să beau apă, după radiații, am făcut radioterapie. Era în jumatea tratamentului și medicul a spus că o să mă rănesc cu perfuzii. Și în momentul când eram într-un salon în de spital acolo, la o rugăciune cu femeia aceasta, ea era bolnavă, că eu nu eram, eram vizită la ea. Eu eram cu radiații la o clinică ametist în București. Când o zisea, puiu, acum o căzut șarpe de pe cătul Am putut să înghit, să beau apă, eram șocat și nu aveam voce. În secunde mi-a vocea înapoi. El lucrează și astăzi orice boală, yes. oase rupte, accident de mașină. Eram acolo când trozneau oasele și s-a la locul lor la rugăciune. Eu m-am speriat de lucrarea aceea. El face minuni. Să credem, dar în primul rând, o viață curată. N-ai cum să trăiești experiențele așa numai dacă te apropii de Dumnezeu într-un mod uh, unic. Dumnezeu este cel care Am... a construit omul, știe cum funcționează și știe și cum se repară. Mai el știe. <laughs> Vă mulțumim frumos. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, stimați ascultători. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră și pe ascultători. Amin. Dumnezeu să fie lăudat în toate. Amin. La revedere. Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.